Campionul Europei de Sud-Est la karting, Denis Marcu, a început în forță noul sezon competițional. Pilotul asistat din punct de vedere tehnic de Selena Motorsport Bacău și-a trecut în cont un loc 3 la cea de-a 21-a ediție a Cupei Primăverii, de la Lonato, urmat de o altă clasare pe podium la prestigiosul Open Masters italian. Pentru campionul Europei de Sud-Est la karting, Denis Marcu, 2010 a început excelent. La sfârșitul săptămânii trecute, pilotul asistat din punct de vedere tehnic de Selena Motorsport Bacău a încheiat pe locul 3 prima etapă a Open Masters-ului italian la clasa mini. Pe circuitul Sete Laghi de la Castellato di Branduzzo, Marcu a cochetat inclusiv cu prima poziție, demonstrând că va avea un cuvânt important de spus în actualul sezon competițional. Directorul sportiv al Selena Motorsport, Vladimir Borțov, a apreciat prestația elevului său, mai ales în condițiile în care concurența a fost una acerbă. Astfel, la etapa de debut s-au aliniat 50 de piloți, dintre care doar 34 s-au calificat în finală. Reușita lui Denis Marcu la Open Masters a fost prefațată de o altă clasare pe podium la o competiție cu greutate. În urmă cu o săptămână, reprezentantul Selena Motorsport a încheiat pe locul 3 cea de-a 21-a ediție a Cupei Primavera, desfășurată pe cartodromul de la Lonato. Marcu va rămâne în Italia și săptămâna aceasta, el urmând să concureze în weekend tot pe circuitul de la Sete Laghi în trofeul Marguti.